Hai noroc! Ei, să știți voi unde mă duc eu acum, ia? Când am ajuns anul trecut la Kamchatka, pe 9 august, exact a doua oară am venit cu Petru și cu fata din Japonia la acest loc. Este în pădure un bazin termal, dar în mijlocul pădurii, în Mleștin, în Noroi, este un bazin cu apă termală, dar alături este și o cadă în care curge apă fierbinte, fierbinte puțin spus, are 70-80 de grade, dar nu chiar 90. Și de mult mă pornesc eu pe locul acesta și acum am decis. Iată, mă îndrept spre acest loc. Sigur că am cu mine țuruiacul comfort, dar oricum am, acum urșul dorm. Soare frumos. M-am înarmat cu toate chestiile posibile, am și focul. Ei, cred că vă arăt eu astăzi și mai am. Mi-am luat și un pistol. Un pistol adevărat, cu un fel de cartușe care sperie tot animalele din pădure. Dar acum toate dor. Și aici vara este greu de ajuns încolo. Este noroi, Mleștini și chiar și cu o mașină off-road e greu de ajuns, dar acum mulți spun că deja este înghețat și chiar mulți cu jeepurile ajung acolo. Deja merg încetșor. Eu știu, poate cu vreo mașină ajung până acolo. Undeva pe jos, dacă țin minte vara, că într-o oră undeva nu m-a ajuns. Deja fac un video dacă telefonul nu mă dă de gol. Nu-i chiar frig afară și că telefonul se... Se decorectează când e ger mare. Vede ea. Uite cât soare la Kamchatka, ca să spun că solnișne în Moldova. Să vedeți cât soare aici, iarna este la Kamchatka, mai mult decât vara, am impresia. Ca în toată ziua așa un soare puternic. Chiar dimineața mă trezesc cu soarele pe la 8, gata, casa e însorită. Ferestrele casei sunt din partea de unde pune soarele. Chiar trag perdica, draperia dimineața, că mă bate în ochi soarele des. Oh, ce frumos! Ne vedem la cada fermecată!